Salut prieteni, bine ați venit, eu sunt Marius și astăzi voi face un unboxing webcam-ului de la Logitech, având numele HD Pro C920. Produsul este achiziționat de pe site-ul PC Garage, la momentul achiziționării având prețul de 513,98 lei, fără reducerile ulterioare. Este un webcam, să zic, foarte lăudat, folosit de majoritatea youtuberilor, streamerilor, etc. Aș spune poate că am mare prețul, da, dar este un webcam care are o rezoluție maximă în streaming sau Skype, utilizând ultima versiune disponibilă a programului de Full HD 1080p. Foarte bine, se vede foarte bine, poți filma extraordinar. Probabil, sincer să fiu, filmează mult mai bine decât camera cu care filmez eu acum, fiind o cameră dedicată, să zicem, pozelor și așa, dar filmează doar HD, nu Full HD. Ce putem spune despre ea? Are compresie video H264, adică e cam YouTube ready, să zicem așa, sau orice alt canal pe care vreți să vă puneți videourile. Are un obiectiv Carl Zeiss cu autofocus, care chiar funcționează. Microfon stereo cu anularea zgomotului ambiental. Conexiune USB 2.0, compatibilă cu USB 3.0. Sistem de prindere universal, deja l-am scos, eu m-am jucat un pic cu el, chiar se montează pe acest trepied. Ce aș putea spune? Software de control, asta probabil o să fac separat un review al programului, al software-ului propriu zis. Posibilitatea capturare foto pe lângă video, face tracking, detectarea mișcării. Și am D. Ce putem să zicem? Încă un plus, cum am zis, la compresia video H264. Cam asta ar fi. Haideți să-l desfacem. Cutiuța înainte venea sigilată oarecum cu un scotch. Ce găsim noi în cutiuță? Foarte drăguță prezentare. Să vedem cam aici. Așa. Dăm cutiuța de o parte. Pardon. Camera propriu zisă cu cablul USB. Un cablu nu prea drăguț, aș putea spune, pentru că brandul nu e acoperit cu un material textil, dar cred că sper că o să fie ok. Și așa spui webcam-ul și nu cred că îl scoți zi de zi să-l plimbi. Cam așa arată. Carl Zeiss HD 1080p Logitech. Atunci când o să fie introdus în funcțiune, are niște LED-uri albastre pe lateral, care luminează. Sunt foarte drăguți. Microfonul stânga, microfonul dreapta. Bineînțeles, manual de utilizare, garanții și alte jucării pe care vă recomand să le citiți. Cam atât pentru astăzi. Acesta a fost episodul rezervat webcam-ul Logitech HD Pro C920. Voi reveni cu teste. Oricum, pentru mai multe întrebări și nelămuriri, vă aștept în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Marius. V-am pupat. La revedere!